Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Dincolo de bariere. Ne aflăm la Mamaia, la o conferință națională de femei cu tema schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu, și alături de mine se află Rodica Filip, autoarea cărții Iubește-L pe Dumnezeu din toată inima. Bine te-am găsit, Rodica! Mă bucur să fiu aici, mulțumesc! Aș vrea pentru început să ne povestești câteva lucruri despre tine. Cine este Rodica Filip? Roaba lui Hristos, în primul rând. Sunt soția lui Mircea Filip, mama a trei băieți, Samuel, Emanuel și Ștefan. Între 17 și 12 ani, sunt o femeie care am înțeles chemarea lui Dumnezeu pentru inima mea și îmi place și mă simt bine să stau la dispoziția lui și să slujesc femeilor în toate felurile în care Dumnezeu mă investește și mă învață să fac acest lucru. Cum este slujba de mamă în secolul în care trăim noi? Este mai dificil? Chiar foarte dificil, aș spune. Poate că n-aș găsi cuvântul potrivit. Vorbeam chiar înainte cu o prietenă și ne gândeam la timpurile acestea pe care le trăim noi, felul în care trebuie să acționăm și să ne punem foarte, la modul cel mai serios, problema copiilor noștri, a caracterului lor. Trăim vremuri în care omul este foarte mult preocupat de ceea ce înseamnă prosperitate și, cum se spune, fiecare trage foc la oala lui. Mă gândesc la ceea ce copiii noștri vor trăi în viitor. Pentru că în momentul de față deja simțim așa o răceală în relații, lipsa caracterului integru, lipsa responsabilității. Cu cât mai mult acești copii care sunt fiii noștri, da? Multe mame care doresc un viitor strălucit pentru copiii lor, probabil că ar trebui să-și pună foarte serios problema a caracterului în mod special. Nu neapărat a felului în care vor trăi din punct de vedere economic sau a confortului, ci efectiv a caracterului. Și acesta este cel mai greu lucru pe care îl poate realiza o mamă. Trebuie să fie foarte atentă și foarte responsabilă în rolul ei. Ai reușit să investești în caracterul lor? Nu îmi stă în caracter să mă laud, așa că nu voi spune chiar că am reușit, dar încerc din toate puterile mele și, așa cum am spus, mi se pare greu, însă cred din toată inima mea că, în primul rând, Dumnezeu este Cel care poate să facă mai mult decât cer sau gândesc eu. De aceea mă bazez 100% pe Dumnezeu, însă în același timp știu că eu nu trebuie să stau degeaba. În această perioadă în care copiii mei sunt adolescenți și preadolescenți, cel micuț, m-am hotărât așa să-mi pun toată inima, să le slujesc, să le fiu nu numai mamă, ci prietenă. Și asta cred că am reușit. Sigur, asta nu înseamnă că nu am făcut greșeli. Am făcut foarte multe greșeli și fac în continuare și le regret. Dar chiar am încercat să fiu vulnerabilă cu copiii mei și să le cer iertare când greșesc, să le spun că greșesc, să le spun că sunt o mamă imperfectă și încercăm să colaborăm. Și până acum pot să spun că am reușit, însă sunt multe obstacole și multe momente în care nu este ușor de luat o decizie. Cu siguranță. Spunea cineva că frumusețea lui Dumnezeu constă în faptul că El poate să scoată ceva bun dintr-o greșeală și chiar greșelile noastre le poate transforma în situații benefice pentru noi. Exact. Am citit o carte care mi-a rămas așa în inimă, Fariseii vechi și noi, de Tom Howell, și ideea lui era următoarea: decât să am un copil care să nu aibă o relație adevărată cu Dumnezeu,
prefer să fie un fiu risipitor la un moment dat, care să se întoarcă și să trăiască acea relație autentică și specială și permanentă cu Dumnezeu. Sigur că nu este ușor să treci prin această fază, îmi imaginez și câteodată nici nu vreau să, să mă gândesc cum ar putea să fie momentul în care copiii mei s-ar îndepărta de Dumnezeu, pentru că ceea ce îmi doresc cel mai mult, de fapt, este acest lucru, să îi știu mereu slujitori și îndrăgostiți de Dumnezeu, nu numai simpli creștini care să poarte un nume, că acesta nu mi se pare deloc important, numele, ci efectiv trăirea de zi cu zi. Așa e. Rodica, tu ești slujitoarea Domnului, ești mamă, ești soție și în același timp ești autoare. Ai scris o carte. Povestește-ne puțin cum Dumnezeu ți-a dat această viziune de a scrie cartea Iubește pe Dumnezeu din toată inima. În urmă cu 10 ani m-am implicat în rândul femeilor, foarte timid, într-un mod destul de, cum să zic, așa, Dumnezeu vorbește despre începuturile slabe și spune că El nu disprețuiește aceste începuturi. Într-un mod destul de slăbuț și timid, cum spuneam, am început să lucrez cu femeile, am început să adun femei în jurul meu, să studiem cartea Lindei Dillău, cărțile ei, de fapt. Pe atunci aveam Partenera Creativă și Liniștește-mi inima îngrijorată. Am studiat și ne-am îmbogățit cu ceea ce am prins din viziunea Lindei Dillău în ceea ce înseamnă rolul de soție, în primul rând, de mamă, de fiica lui Dumnezeu, de fapt, în primul rând, de fiica lui Dumnezeu, de soție, de mamă și de femeie care slujește în biserică și în societate. Pot să spun că mi s-a schimbat complet viața. Deci în aceste grupe, la aceste întâlniri, am înțeles exact ce vrea Dumnezeu de la mine. Nu vreau să minimalizez prin ceea ce spun importanța predicilor sau adunărilor. Nici vorbă. Deci întâlnirile cu femeile, întâlnirile din grupe sau mini-conferințe sau conferințele mari care se organizează nu își propun așa ceva, să considere că înseamnă mai mult decât biserica o întâlnire de femei. Nu, nici vorbă. Însă acolo pentru mine a fost atelierul în care Dumnezeu mi-a prelucrat inima și m-a ajutat să înțeleg mai bine și mai clar exact pentru mine ce vrea Dumnezeu. Și atunci am zis că vreau să fac și pentru alte femei ceva, să nu rămân doar la a primi, ci să pot să dăruiesc. Și am început să mă implic mai mult și mai mult, am început să merg la penitenciar și după ce ne-am mutat în Oltenia, unde suntem acum, unde locuim acum, m-am gândit așa, Doamne, tot ce mi-ai pus Tu pe inimă, tot ce ai lucrat în viața mea, tot ce ai investit în viața mea nu este doar pentru mine. Și așa că aș vrea să pot să transmit cât mai mult, la cât mai multe femei ceea ce Tu îmi vorbești. Și m-am apucat să scriu cu mare emoție, pentru că, sigur, la îndemnul Duhului Sfânt n-am făcut-o pentru că mi-am dorit neapărat să scriu și eu o carte. Dar atunci când Dumnezeu mi-a vorbit, prima dată am spus, Doamne, nu știu dacă sunt chiar persoana potrivită, nu m-am simțit în stare să o fac, recunosc. Însă am colaborat cu Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă vrei să scriu această carte, te rog să lași Duhul Sfânt să mă inspire 100%. Nu vreau să fie cuvântul meu, nu vreau să fie ideile mele proprii și să impresionez. Vreau efectiv să fie Duhul Tău cel Sfânt și Dumnezeu a fost credincios, așa că a apărut cartea. De ce acest titlu, Iubește-L pe Dumnezeu din toată inima? Ai văzut o nevoie în lumea în care trăim? Sau cum s-a născut? În mod special m-a atins, m-a provocat ceea ce am văzut în inima femeilor din biserici. În mod special din biserici, egal din care biserici. Pentru mine nu este o diferență. Femeile credincioase sunt în toate bisericile femei credincioase lui Dumnezeu. Însă femei credincioase lui Dumnezeu pot să fie totuși într-un pustiu
în care să nu înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la ele, să nu înțeleagă această dragoste despre care se cântă în biserică, despre care se predică în biserică, despre care se vorbește mereu, și să rămână totuși în acea suferință cumplită și frustrare care duce la depresie și alte probleme și boli, chiar boli, multe boli fizice. Și atunci, asta am înțeles din partea lui Dumnezeu, că tot ce vrea El în tot pustiul vieții noastre este să-L iubim din toată inima. De fapt, ne facem tot felul de probleme și ne punem tot felul de limite, care uneori sunt benefice, alteori nu. Însă nu înțelegem că asta este esența creștinismului, să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima. Și de la a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima, pornește de fapt, și aceasta este baza trăirii autentice cu Hristos. Cum au reacționat femeile după ce au citit această carte? Așa, cu sufletul la gură, am așteptat fiecare feedback și uneori mă gândeam, poate totuși, nu este exact, poate totuși trebuia să fie puțin mai mult, puțin mai altfel, însă m-am bucurat să primesc telefoane, să primesc mesaje și să mi se spună că Dumnezeu a lucrat. La un moment dat chiar un e-mail în care am înțeles că Dumnezeu a schimbat viața unei femei și m-am bucurat. Atunci am zis, era imediat după ce a ieșit cartea și am zis, Doamne, dacă numai pentru atât am scris, numai pentru această femeie, dacă am scris cartea, este suficient și a meritat tot efortul și toată cheltuiala și de timp și energie și finanțe, bineînțeles. Poți să-mi povestești puțin despre ce capitole conține, așa foarte pe scurt? Da, sigur că da. Primul capitol este Inima mea în pustiu, exact despre ceea ce vorbeam. Deci, în primul rând, m-am gândit la faptul că femeile suferă și se află într-un fel de pustiu în care nu văd frumusețea lui Dumnezeu. Chiar dacă teoretic știm și citim Scriptura și vedem frumusețea Lui în Scriptură, însă uneori începem să o citim doar mecanic și nu simțim acea frumusețe a Lui Dumnezeu. Așa că am vorbit puțin despre Agar în pustiu, în primul capitol, despre felul în care ea a reușit să-L creadă pe Dumnezeu, pentru că acolo Dumnezeu i-a vorbit, ea putea să nu-L creadă pe Dumnezeu, însă ea a primit în inima ei cuvântul lui Dumnezeu și numele pentru fiul pe care avea să-l nască. Apoi, fără apă în deșert, la fel pustiu, un capitol despre suferință. Cineva a interpretat și a spus, prea mult pustiu, prea multă suferință. Nu, ideea tocmai asta este să ieșim din pustiu. Suntem deja acolo. Din păcate, suntem majoritatea dintre noi. Să ieșim de acolo. Pe capitolul 4 este, titlul capitolului este Ia-ți înapoi ce este al tău, și la un moment dat cineva s-a uitat, cum adică? Dumnezeu ne-a dăruit multe lucruri, multe daruri ne-a oferit pentru a fi împlinite și fericite împreună cu El și a sluji altora. Însă diavolul este clar că lupta spirituală există, chiar dacă lumea spirituală există, chiar dacă nu o vedem noi cu ochii noștri fizici. Și diavolul caută să ne fure această bucurie, asta e meseria lui. Și ceea ce am vrut să spun în acest capitol este să luăm înapoi ce Dumnezeu ne-a dat și este al nostru, pentru că El ne-a dat odată ce ne-a înfiat. Să ne revendicăm drepturile. Apoi viața din belșug. Poți să trăiești o viață din belșug chiar în suferință. Asta m-a impresionat, să știu că nu numai că m-a impresionat, m-a transformat. Să știu că acolo, în prezența lui Dumnezeu, poți să-ți găsești liniștea, indiferent de circumstanțe. Comoara din vasul de lut este bucuria pe care noi o trăim atunci când știm că noi, vase de lut, așa neputincioase cum ne vedem de atâtea ori, suntem atât de prețioase înaintea lui Dumnezeu, încât El a pus o comoară în noi, chiar și în noi femeile, da? Chiar dacă unii consideră că femeia, știe, nu e așa vrednică să facă multe lucruri, dar poate să facă multe lucruri fără să se ridice deasupra bărbatului. Rugăciunea este ceva ce poate să facă și poate face mari schimbări în lumea aceasta și lucruri foarte mari, stând la dispoziția lui Dumnezeu. Un singur lucru este ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, adică să-L iubim din toată inima.
Și în toate aceste lucruri uimitoare pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră și faptele bune pe care El le-a pregătit dinainte să umblăm în ele, nu avem, de fapt, niciun merit. În același timp, noi ne vedem fără valoare, dar când simțim oarecum că avem puțină valoare, deja începem să, să avem o oarecare mândrie. În acest capitol am vrut să fac ca lumina reflectorului să cadă pe Hristos. Tot ce noi avem, tot ce noi suntem, este harul lui Dumnezeu. Tot ce noi avem în afară de iad este binecuvântare. Apoi dragoste jertfitoare. Am vorbit despre dragoste, despre ceea ce înseamnă de fapt relația cu Dumnezeu, acea relație, cum am spus, autentică și permanentă cu El. El nu vrea nimic altceva, însă fără această dragoste noi suntem nimic, așa cum spune Corinteni. Și poate că de multe ori nici nu realizăm ce înseamnă acest lucru, că nu suntem și nu avem nimic fără dragoste. Datorie neplătită, acest capitol vorbește despre iertare. Fără iertare, fără să iertăm, în primul rând, fără să fim iertați, noi nu putem ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. În același timp, fără să iertăm, nu putem ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Indiferent câte fapte bune am face, indiferent câte, la câte am renunțat în lumea asta să fim plăcuți Domnului, dacă nu putem ierta din toată inima, nu-L iubim pe Dumnezeu din toată inima. Și ultimul capitol, în sfârșit, vorbește despre numele bun, despre numele nou pe care la un moment dat, în final, îl vom primi scris pe o piatră, așa cum spune Apocalipsa. Și pentru acest nume, noi nu avem mare lucru de făcut decât să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima. Ai trăit anumite experiențe mai aproape de inima lui Dumnezeu în timp ce scriai această carte? Au fost anumite experiențe? Da, nici n-am putut să scriu și nici nu pot să vorbesc niciodată ceva până când nu experimentez. Nu pentru că așa vreau eu, ci pentru că așa hotărăște Dumnezeu. Și întotdeauna trebuie mai întâi Dumnezeu să-mi facă testul. Și așa s-a întâmplat și cu această carte. În timp ce o scriam, am trecut prin pustiu și pot să spun că m-a ținut în picioare ceea ce am scris. Întotdeauna mă gândeam, Doamne, dar eu scriu o carte despre asta, cum să rămân în pustiu? Nu pot să rămân în pustiu, trebuie să ies de acolo, trebuie să plec, trebuie să mă întorc și să văd frumusețea lui Dumnezeu. Sau chiar rămânând în pustiu, să nu fiu deznădăjduită, să nu pierd acolo în pustiu, ci efectiv să pot să primesc dragostea lui Dumnezeu în inima mea și să o răspundesc mai departe. Practic, ai fost persoana care te-a încurajat. Da, propria ta încurajare. Duhul lui Dumnezeu care a fost într-una cu mine. Am trecut prin pustiu toate formele pe care Dumnezeu le-a îngăduit. Însă pot să spun că abia atunci când treci prin pustiu, trăiești adevărata viață, viața din belșug. Am auzit foarte mult în ultimul timp despre importanța acestei perioade din viața fiecărui creștin, pustiul și seceta. De ce crezi că este atât de important? Ce schimbă Dumnezeu acolo? Cum se schimbă viața noastră după ce trecem prin zdrobirea aceasta? Poate sunt mulți telespectatori care nu cunosc așa de bine și de asta aș vrea un pic să-mi povestești ce crezi tu despre acest subiect care ai trecut. De ce îngăduie Dumnezeu pustiul? De fapt, asta vrei să întrebi. Și de ce îngăduie și ce este mai ce exact este? Și cum se schimbă viața ta? Mă doare să zic așa, în ceea ce se întâmplă în jurul nostru este că în suferința pe care o avem, rămânem acolo și de fapt asta înseamnă pustiu, suferința, zona aceea a inimii în care simți că nu mai ai nicio nădejde, nu mai ai nicio bucurie, nu mai ai nicio împlinire și parcă totul se sfârșește la un moment dat acolo. Am amintit în carte despre Ilie, de exemplu, care a fost în pustiu, despre Moise, care a fost în pustiu. Mi-e place Scriptura și este mult structurată pe Scriptură cartea. Ilie a ajuns la un moment dat în pustiu după ce înainte cu ceva timp a avut o mare izbândă, o mare
biruință cu Dumnezeu, a văzut o jertfă îmbibată de apă cum ia foc, doar la o rugăciune simplă, când alții și-au făcut tăieturi să se întâmple ca Dumnezeul lor să facă același lucru. Și a văzut cum Dumnezeu a putut să facă lucrul ăsta. Și nu după multă vreme el ajunge în pustiu, și la propriu și la figurat. Pustiul este acea zonă în care spui, Doamne, gata, abandonez, nu mai pot să merg. Îi predai lui cârma. Când îi predai lui cârma, deja ai biruit. Dar problema e că pustiul te poate face să ajungi acolo încât să zici, nu mai vreau să merg înainte, nu mă interesează, Dumnezeu nu mă ajută, nu mă mai iubește, n-am valoare în ochii lui, n-am valoare în ochii nimănui, sunt singură, sunt părăsită, sunt terminată. Și atunci abandonezi și rămâi acolo în suferința ta. Și ăla este pustiu. Tot în pustiu. Fiecare dintre noi suferim. Nu există om, cât ar fi de credincios, cât ar fi de student în Biblie, să nu ajungă într-o situație în care să simtă că nu mai are putere să continue. Însă atunci când îi predai lui Dumnezeu cârma, cum ai spus, atunci ai biruit. Poți să spui, Doamne, eu nu mai pot de aici, dar Tu poți. Asta înseamnă credință. Și practic, atunci când îi predai lui Dumnezeu cârma, acela este momentul în care El poate să te treacă la un alt nivel, să te urce, să te aducă mai aproape de inima Lui? Da, numai că urcarea la un alt nivel, la un moment dat, ar putea însemna zăbovirea în pustiu. Adică mai rămâi acolo, însă te încrezi în Dumnezeu. Adică situația în care te afli, cea neplăcută, da? Asta este, de fapt, pustiu. O situație neplăcută. Nu-i confortabil să te afli în pustiu. Da? S-ar putea ca situația să nu se schimbe. Să rămâi tot bolnav, de exemplu, sau să rămâi tot sărac, sau să rămâi tot, respins. Însă, să poți să spui, Doamne, dincolo de tot ce înseamnă viața mea și confortul meu, este mai important ca tot ce vrei Tu în viața mea să se întâmple și caracterul meu să fie un caracter cristic. Îmi place să spun că noi ne-am obișnuit să credem și să definim credința ca fiind ceva care atunci când accesezi, ea lucrează și se întâmplă ceea ce ceri. Și atunci ești credincios. Însă dacă nu se întâmplă ceea ce ceri, ori Dumnezeu n-aude, ori nu ești destul de credincios, ori cine știe. Așa este mentalitatea noastră. Însă credința este mult mai mult decât atât. Chiar dacă Dumnezeu nu-mi răspunde, chiar dacă nu se întâmplă ceea ce-i cer, eu sunt liniștit pentru că am lăsat în mâna lui Dumnezeu problema mea, am abandonat-o acolo și atunci este biruință. Poate poți așa pe scurt, concis, să ne spui o experiență din care Dumnezeu a fost lăudat prin ceea ce ai trecut tu, slava a fost a Lui, te-a învățat ceva, dar ai biruit, ai ajuns la viața aceea din belșug, chiar dacă ai trecut prin suferință. Ar fi multe. Te cred. Chiar mă gândesc că multe lucruri pe care le-am experimentat nu le pot expune în felul în care le-am trăit, pentru că țin de relații, de lupte și zbucium care nu poate fi expus. Însă aș vrea să vorbesc despre ceea ce înseamnă această lucrare cu femeile, pentru care am suferit și sufer încă. Sufer din cauza faptului că mentalitatea, din păcate, mentalitatea în țara noastră, între creștini, este că femeia trebuie să tacă, da? Este scris în Scriptura asta, nu au inventat-o ei. Însă fiecare interpretează cum vrea acest lucru. Femeia este un vas mai slab, femeia este cineva care doar n-are decât să facă copii și să învârtă în cratiță, să calce rufe și să spele. Din perspectiva lui Dumnezeu, femeia este o prințesă, o fiică a celui care a răscumpărat-o. În momentul în care aceasta îl cunoaște pe Dumnezeu, ea poate să facă mari minuni cu Dumnezeu. În viața mea am înțeles și eu acest lucru destul de greu, pentru că așa am pornit și eu, exact cum am spus. Dar atunci când am înțeles că Dumnezeu vrea să folosească abilitățile, darurile pe care mi le-a dat, nu sunt proprietatea mea, nu sunt ale mele, sunt de fapt
darurile lui Dumnezeu, care, cum am spus, mi le-a dat să mă împlinească pe mine și pe alții în același timp. Am suferit atunci când am simțit acea opoziție care nu am înțeles-o pe deplin în momentul în care, cu toată sinceritatea, m-am dedicat acestei lucrări în folosul bisericii. Am fost de multe ori în momente de, știu eu, de renunțare, am simțit așa o dorință de a renunța, de a capitula, pentru că am zis nu are rost, mă lupt cu morile de vânt și cred că e mai bine să mă apuc de altceva. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat. Deci nu aș putea să spun un singur moment de genul ăsta, pentru că au fost mai multe. Și s-a întâmplat chiar să sufăr și să plâng până când am zis, Doamne, nu mai pot, dar nu mai pot să merg de aici înainte. Dar imediat Dumnezeu a făcut acest lucru și parcă vorbeam fără să mă gândesc mult și am zis, nu voi renunța, Doamne, nu voi renunța pentru că Tu ești aici și pentru că e lucrarea Ta, nu e lucrarea mea, pentru că sunt darurile Tale, nu sunt darurile mele, vreau să stau în continuare la dispoziția Ta. Cum am spus, deci de când am început și în momentul de față încă mă confrunt cu opoziție din partea liderilor unor biserici, din partea chiar a unor femei care n-au înțeles și condamnă întâlnirile de femei, conferințele de femei și consideră că lucrul acesta nu este după voia lui Dumnezeu. Însă lucrarea cu femeile își propune să îndrume femeia la o trăire mai profundă cu Dumnezeu, la o trăire autentică și la a pune acel rol pe care îl are la dispoziția lui Dumnezeu, de soție, de mamă și de femeie în societate, la locul de muncă. Aș vrea, Rodica, pentru că tot am atins acest subiect al opoziției în care se află femeia în ziua de astăzi și părerea oamenilor și părerea liderilor religioși cu privire la statutul ei în societate, aș vrea să ne uităm un pic la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune El despre femeie. Putea să ne dai un argument biblic pentru faptul că Dumnezeu nu vrea ca femeia să stea acolo jos, în tăcere, cu capul în pământ, smerită, ci că și ea are ceva de spus. Pavel le spune și lui Tit și lui Timotei, le transmite acest lucru, și anume faptul că femeia are ceva de făcut. Mai mult decât să facă doar în casă, să muncească. Da? Și e foarte bine, nu înseamnă că peste asta trebuie să trecem. Femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere, să le învețe să-și iubească bărbații. Acum, e adevărat că poți să legi relații în care o femeie în vârstă să țină o legătură strânsă cu o femeie tânără și să o învețe lucrul acesta. Însă este destul de greu, pentru că suntem cu toții de acord că relația între generații de obicei este mai greu de menținut. Însă în aceste grupe pe care noi le organizăm și în toată țara sunt femei care sunt puse la dispoziția lui Dumnezeu, se pun la dispoziția lui Dumnezeu pentru acest lucru, noi asta urmărim și asta se urmărește. Noi învățăm și altele învață de la noi. Nu ne punem efectiv, bun, eu sunt Rodica Filip, lideră la o grupă de 10-15 femei și acum toate învață de la mine. Nu, eu învăț foarte mult de la ele. Eu am crescut foarte mult în aceste grupe prin faptul că aceste femei s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, femei simple, femei de la țară, femei care n-au citit foarte mult în viața lor. Dar prin experiențele lor expuse acolo, eu am foarte mult de câștigat și foarte mult de învățat. În același timp, poate altele au avut de învățat din ceea ce eu am putut să dăruiesc. Și în felul acesta, nu numai că s-a creat o legătură între noi, ca și trupa lui Hristos, ceea ce este, zic eu, un foarte mare câștig, s-a reușit să se atingă un nivel de transformare a minții, de înnoire a minții, care este de mare preț. Și pe mine m-a surprins foarte mult când am aflat că termenul pentru soție din ebraică este ezer, care înseamnă un aliat și este același termen care este folosit în relația lui Dumnezeu cu Isus și cu Duhul Sfânt. Practic, fiecare vine și oferă ceva și îl susține pe celălalt.
Dacă femeia ar trebui să stea doar în umbră, ea n-ar mai putea să fie un sprijin, să-l ajute pe bărbat. Și necunoscându-și, de fapt, valoarea, nu poate să acționeze la adevărata ei valoare, nu? O vorbă spunea că divide și cucerește. Cred că asta vrea și diavolul să facă, să o facă pe femeie să nu înțeleagă valoarea pe care o are. Care crezi că ar fi soluția ca femeile să înceapă să intre în viața din belșug la care le-a chemat Dumnezeu, să își schimbe mintea, să fie organizate mai multe conferințe în care ele să afle adevărul? Cum vezi tu? În primul și în primul rând, asta în prezența lui Dumnezeu, asta în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu este primordial. Apoi, sigur, sunt diverse moduri prin care se poate ajunge la înnoirea minții. Pentru mine, conferințele sunt niște pietre de aducere a minte și întotdeauna am făcut un salt puternic la fiecare conferință, nu numai de femei, sigur, dar în mod special m-am întrebat de atâtea ori de ce așa de ușor la întâlnirile de femei inima noastră este atinsă, mai mult decât unde sunt și bărbați. Nu pentru că vrem să-i scoatem dintre noi, nu? Și am primit și răspunsul, pentru că oarecum vorbim aceeași limbă, o altă limbă decât cea a bărbaților. Asta nu înseamnă că ei nu sunt buni și noi suntem buni. Este bine să se separe uneori cât un pic ca să poată să înțeleagă fiecare de la inimă la inimă. Se primește mai ușor mesajul acesta de la inimă la inimă în rândul femeilor, între femei și de la femei. De aceea eu văd foarte benefice conferințele de femei, chiar dacă atunci când eram tânără și mult mai tânără, sunt încă tânără, mă consider încă tânără. Așa, când eram o mămică tânără și plecam de acasă la conferințe de femei, sigur, soțul meu întotdeauna mă îndemna să fac acest lucru. Mi era greu să plec să las copiii, că erau micuți și plângeau după mine și mi se rupea inima, uneori plângeam și eu când mergeam de acasă. Însă știam că am nevoie de asta și în loc să stau acolo și să rămân o mămică frustrată cum am fost, pentru că o perioadă am fost o mămică frustrată, am luat decizia asta dureroasă în momentul în care plecam de acasă, totuși să merg ca să vin o mămică, așa, chiar așa a spus odată copilul meu cel mare, când mijlociu plângea că plec, a zis, nu pleca, pentru că, nu plânge, pentru că mami pleacă și o să vină de acolo o mămică mai bună. Așa, asta a înțeles el, avea vreo 6 anișori. Și dacă el a înțeles așa, mi-am dat seama că este adevărul. Deci veneam liniștită și împlinită și plină de prezența lui Dumnezeu, de pacea lui și puteam să răspundesc asta. În primul rând în familia mea și chiar în biserică. Puteam să mă duc cu zâmbetul pe buze și vedeam întotdeauna surorile nu ca un dușman, ci ca un aliat. Da? Indiferent ce, știu eu, circumstanțe ar fi fost. Pentru mine au fost foarte benefice și recomand femeilor să facă acest lucru, să meargă, să se dezlipească, pentru depinde, 2-3 zile cât ține o conferință sau și să facă aceste grupe de femei în biserici. Și nu numai eu zic, dar cred că femeia este o forță în biserică și dacă această forță nu este folosită la cum să spun, la capacitatea ei și în domeniul în care trebuie, ea poate să strice mult dacă nu este canalizată acolo unde trebuie, spre Dumnezeu și spre voia lui Dumnezeu perfectă și desăvârșită. Aș vrea acum în finalul emisiunii să transmiți o idee, un gând femeilor care ne urmăresc. Ce anume le-ai spune? Să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima. Eu iubesc femeile, sunt sangvinică și pentru că de această natură este lucrarea pe care o desfășor în rândul femeilor, vreau să le îndemn să citească Scriptura și să vadă frumusețea lui Dumnezeu în Scriptura. Pentru că am observat că este destul de neglijată Scriptura. Frumusețea lui Dumnezeu putem vedea în Scriptură și stând în rugăciune. Le-ai transmis, practic, cea mai importantă idee de unde curg toate celelalte binecuvântări din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu îți mulțumesc, Rodica, și
poate ne mai revedem și la o altă emisiune. Cu mult drag și eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii Dincolo de Bariere. Până la o nouă emisiune, vă spun pe curând!